În fiecare zi ne confruntăm cu mici probleme. Ca atunci când dorim să cumpărăm suveniruri pentru prietenii noștri și avem 30 de euro și ne gândim câte cadouri putem cumpăra cu 2 euro pentru fiecare. Sau în supermarket. Cu cât vom rămâne din 20 de euro dacă cumpărăm brânză de 7 euro și salam de 6 euro? Sau când vom avea suficienți bani pentru a cumpăra o pereche nouă de pantaloni în valoare de 100 de euro dacă avem în buzunar 40 de euro și economisim 2 euro în fiecare zi? Dar două perechi de pantaloni? Și așa mai departe. Pentru a rezolva astfel de probleme, folosim ecuații. Ecuația înseamnă orice egalitate care conține numere, operații matematice și cel puțin o variabilă. Variabilele sunt numite necunoscute. O variabilă sau o necunoscută este frecvent notată cu litera X. Valorile necunoscutelor care satisfac egalitatea se numesc soluții ale ecuației. Mulțimea soluțiilor unei ecuații cuprinde acele valori ale variabilelor care fac ca egalitatea să fie adevărată. Cele două expresii scrise de o parte și de alta a semnului egal se numesc membru stâng al ecuației și membru drept al ecuației. Fiecare membru al unei ecuații algebrice va conține unul sau mai mulți termeni. De exemplu, o ecuație poate fi simbolizată de o balanță cu două brațe aflate în echilibru. Aceasta este o ecuație simplă în care variabila sau necunoscuta este numărul real notat cu x. Coeficientul necunoscutei este 2. Soluția pentru ecuația noastră ar fi numărul 5. Dacă înlocuim x cu numărul 5, vom avea. În general, o ecuație de forma aceasta poate fi scrisă sub forma ax plus b egal 0. În exemplul nostru. Deci, în exemplul nostru observăm că a egal 2 și b egal minus 10. Dacă a diferit de 0 și b diferit de 0, atunci soluția generală a acestei ecuații ax plus b egal 0 este. Să-l testăm în exemplul nostru. Există ecuații care pot fi aduse la forma ax plus b egal 0 folosind proprietățile operațiilor matematice și proprietățile egalității numerelor, ca în exemplul următor. Pentru a rezolva această ecuație, vom urma câțiva pași. Pasul 1. Aplicăm proprietatea de distributivitate a înmulțirii față de adunare și scădere. Pasul 2. Trecem termenii care conțin necunoscuta într-un membru, iar termenii care nu conțin necunoscuta în celălalt membru. Când un termen trece dintr-un membru în altul, își schimbă și semnul. Pasul 3. Efectuăm calculele în fiecare membru al ecuației. Pasul 4. Împărțim ambii membri ai ecuației la coeficientul nenul al necunoscutei. În exemplul nostru, la numărul 2. Am rezolvat ecuația de forma ax plus b egal 0 pentru cazul în care a diferit de 0 și b diferit de 0. Dar haideți să vedem ce se întâmplă când a egal 0 și b egal 0. Atunci avem, care este o egalitate adevărată pentru orice număr real x din domeniul de definiție al ecuației, în cazul nostru, mulțimea numerelor reale. Mulțimea soluțiilor ecuației 0 ori x plus 0 egal 0 este mulțimea R. Să încercăm să rezolvăm această ecuație. Ecuația se poate scrie astfel. Mulțimea soluțiilor ecuației 0 ori x plus 0 egal 0 este mulțimea numerelor reale. Să vedem ce se întâmplă când a diferit de 0 și b egal 0. În acest caz avem. Observăm că x egal 0 este soluție a ecuației noastre. Dar haideți să vedem ce se întâmplă când a egal 0 și b diferit de 0. Atunci avem. Ceea ce este imposibil, pentru că produsul dintre orice număr x și 0 va fi egal cu 0 și, din ipoteză, știm că b diferit de 0. Asta înseamnă că, în acest caz, ecuația noastră nu are soluție. Spunem că mulțimea soluțiilor acestei ecuații este mulțimea vidă.
te așteptăm cu noi, tutoriale educaționale și nu uita, dă de știre colegilor și profesorilor tăi.